Salutare oameni buni, salutare prieteni, vreau să vă arăt în acest clip cum am putut eu să rezolv situația cu termostatul de ambient la centrala mea pe gaz Ariston Class Evo. Inițial luasem un termostat de la Evo Smart din acela programabil cu și cu aplicații cu comandă de la distanță prin wireless, însă nu i-am dat de cap, nu știu de ce nu i-am dat de cap, orică nu m-am priceput eu și bineînțeles, sunt absolut sigur că eu am fost de vină, nu termostatul în sine, așa că am ales să iau alt termostat, puțin cel mai ieftin, dar care, citind câteva recenzii, vorbind cu oamenii din magazin, am ajuns la concluzia că este o soluție puțin mai ieftină și mai fiabilă pentru un începător ca mine și pentru ce îmi trebuie mie să am în casă pentru confortul nostru, dar și pentru reducerea facturii de gaz. Fiindcă am auzit și de la persoane cunoscute că într-adevăr se simte un pic la buget cheltuiala mult mai 20%, câteodată 30%, dacă putem să facem o economie, de ce nu? Așadar, hai să vă arăt despre ce e vorba. Am luat acest termostat. Bine, acesta este emițătorul din Leroy Merlin. Nu le fac reclamă, dar de acolo pur și simplu l-am luat eu. La 208 lei, luat ieri, pe data de 10 decembrie 2023. Ce m-a bucurat la acesta, stați un pic să vă arăt despre ce e vorba, acesta este, da? Este simplu, așa cum se vede, de programat, are doar două butoane, de la Recomer. Hai să revenim aici. Ce mi-a plăcut mie, v-am spus, la el este pentru că are un manual de utilizare în limba română. Celălalt de la Evo Smart erau o jumătate de hârtie cât asta, față spate, dar totul scris în engleză, iar acesta este atât, cum îl vedeți și voi, mult mai amănunțit, îți arată pe el tot ce trebuie să știi în limba română, schiță tot, ăsta e ca și certificat de garanție, este vândut de Sindeco Development SRL și v-am spus, m-a bucurat faptul că avem totul schiță băbește ca la, să nu spun ca la cine, dar ați înțeles, da, despre ce e vorba, vă arată și montajul pe perete, da, se vede clar modul de instalare în română, tot, da, parcurgeți bine ăsta dacă vă gândiți să vă luați așa ceva și parcurgeți bine peste el să-l înțelegeți, iar după aceea totul este atât de simplu, uitați. Da? Date tehnice, totul scris în limba română, ecran, butoane, ce înseamnă una, ce înseamnă cealaltă. Uitați cum am făcut eu. Luându-mă după schiță, se vede clar aici despre ce e vorba. Acesta fiind schema de la receiver, da, de la emițător. Eu am scos capacul un pic acum ca să pot să-l declipsez cu o singură mână mai repede. Atenție mare aici la legăturile care le faceți. Eu am un prieten, un vecin care a stricat placa de bază la o centrală din neatenție, a fost atent și a inversat firele și a bubuit placa. Dacă ne uităm exact la schiță și la emițător, vedeți clar că sunt așezate exact desenului, conform desenului, da? Și avem aici în dreapta, cum vă uitați la receiver, da, ca și ghidajul, m-am luat după LED-uri, da, ca să nu întorc într-o poziție în care să pot să greșesc. Și avem în dreapta, colțul de în dreapta, avem nul, elul,
faza, da? Vedeți legat aici imediat. După aceea avem legătură la com și la no. Da? Deci NC-ul rămâne liber, conform schiței. Da? Să filmez așa, să le cuprindă pe amândouă ca să se înțeleagă mai bine. Deci, la tipul ăsta de imățător, dar din ce am auzit se referă la toate, da? NC-ul rămâne liber. Da? Eu prima dată m-am uitat aici la interior, dar nu avem treabă noi cu interiorul, da? Cu partea asta de aici. Pe noi ne interesează firul. Da? Astea sunt firele. Asta este legătura la curent, la 220, cu care o avem și noi aici în partea dreaptă, da? N-ul și L-ul. Iar în partea asta aici, legătura dintre emițător și boiler, mă rog, centrală. Așa că vă arăt și eu cum pleacă firele în momentul ăsta. Sunt două fire de 1 sau de 1,5, nu mai știu, găsite pe casă, fiindcă aparatul nu vine cu decât cu niște șurubele de prins în perete. Iar eu ce am avut în casă, aia am folosit. Dacă nu, puteți să luați și un ștecher să-i faceți priză separată. Eu l-am montat direct la centrală, vă să vă arăt imediat. Și ne luăm așa frumos băbește după legăturile făcute aici. Deci, legătura la 220, firul din dreapta, îl urmărim frumos. Aici, datorită buruienilor mele, mă rog, între ghilimele, că mie îmi plac florile și am grijă de ele. Fine, exact aici, să vă arăt acum și mai bine. Se desface panoul, se lasă în jos. Nu știu, acum depinde fiecare ce fel de centrală are. Și ia uitați firele mele de curent. Trebuie să văd pe unde pun șurubelnița pe aici, să nu facem vreo prostie. Da? Deci ăsta de aici de jos, albul, este firul de alimentare de la 220, care l-am dus direct în N-ul și L-ul, unde intră curentul practic în centrală, da? Noi nu am făcut împământare, firul ăla verde de aici este împământarea, dar nu avem nevoie că și-a împământare direct de la centrală, dacă ar fi nevoie să-și ia. Și am împreunat firele, aia vă spuneam că cine vrea poate să procedeze așa sau să-i plece cu alt fir. Eu am prea multe mațe, prea multe ștechere băgate în priza din bucătărie, așa că nu mai vreau să o folosesc și am legat emițătorul exact la legăturile de intrare a curentului în centrală. Se vede clar, da? Sunt două fire maro și două fire albastre. Mă rog, nu prea se vede celălalt, fiindcă e băgat, e camuflat aici în el, da? Deci sunt împreunate, le-am legat aici frumoșel și în modul ăsta am mai scutit bani. Nu e vorba de bani, cât un ștecher, cât muncă. Băgat, priză separată, făcută alte inginerii. În partea asta avem legătura în scurt care o au, din ce am văzut și din ce am înțeles, la mai toate centralele. Da? Pur și simplu i-am scos, am desfăcut șurubelele, i-am scos legătura asta în scurt, mereu uit cum îi spune, starter sau, mă rog, așa, am legat firul, îl urmărim frumos, el vine pe aici și este acesta de aici. Deci legătura practic care pleacă la comanda centralei, da? Unde o ducem, unde vă spuneam mai devreme, la NO și la COM, conform schiței, da? Vedeți aici, NO și COM, da? Cu boilerul. Bun, trecem la etapa următoare și anume cum funcționează ea. Să vă spun un pic așa despre panoul ăsta, să-l închidem înapoi frumușel, dacă am terminat despre ce e vorba. Așa, o să sufere un pic dracena mea, dar o să mă înțeleagă. Închidem frumos aici. Nu procedați ca mine, cum am făcut eu zilele trecute. Trăgeam fără să dau jos
placa trăgeam de, cu ocazia asta o și pun înapoi, trăgeam pur și simplu ca berbecul de, de asta, are două cui acolo, are un sistem în care se agață frumos, vedeți astea șuruburile astea de acolo, da? Trăgeam de nebun de aia și nu știam de ce nu, de ce nu declipsează de aici. Nu declipsa, fiindcă au siguranțele astea foarte, foarte bune, trebuie să schimb mâna, că n-am forță în degetul, în mâna stângă. Aolea! Forțați bine de tot, că ea așa trebuie să preseze, să mențină o anumită temperatură acolo. Bine, acum eu nu o să mai stau să-i pun și plasticul ăsta, masca asta de aici, o să-i dăm drumul la centrală imediat și o să vedem cum, cum pleacă. Din cauza asta am cocoțat aici, deasupra hotei, unde este căldură, vine căldură de la aragaz, am cocoțat-o aici la sus, ca să, ca să pot să, să fac să nu mai declanșeze până, până nu termin să, să vă spun despre ce e vorba. Acum, fiindcă am terminat partea ce vreau să vă explic, vom pune aici termostatul. Voi încerca cu o mână să, să lipesc înapoi, să pun înapoi, să clipsez capacul emițătorului. Vedeți că aici au două găurele, da? Una în stânga, una în dreapta, în partea cealaltă. Băgați o șurubelniță dreaptă, mică, îngustă și declipsați foarte ușor. Eu am împerecheat-o imediat, aș putea spune. Reglajul ăsta l-am făcut înainte. Hai să ne uităm un pic la temperatură cât vorbim. Dăm drumul la să se vadă mai bine. Dar, mă rog, din cauza telefonului, ați înțeles despre ce e vorba. Sunt 32 de grade aici. Mă rog, a fost la hot acolo 33, acum a scăzut la 32. Eu am programat la 24 temperatura. Între timp, v-am zis, m-am jucat la zilele săptămânii. Vedeți că ea merge... Da, uitați, a scăzut la, a scăzut la 31. De aici nu o să vă mai arăt eu cum se, se va face programul pe fiecare zi în parte. Totul găsiți aici în, în modul de descriere. Pur și simplu urmăriți toate instrucțiunile. Este destul de ușor de, de montat. Vedeți aici asocierea receiverului, emițătorului. Vă spune clar, martorul LED este încălzirea pornită. Mardorul 2, alimentarea la 220, buton oprit și asociere, da? Și vă, vă spune clar cum se fac toate acestea, se apasă lung butonul de asociere și așa mai departe. Eu am făcut treaba asta dinainte, i-am făcut o probă și am zis să vă las și vouă aici să vedeți despre ce e vorba. Ia uitați că am mai scăzut, aici este geamul la mine ușor crăpat, da? Este un pic de curent. A fost 30 și așa, a scăzut la 29 de grade. Nu vreau să grăbesc acum să mut termostatul lângă, lângă geam. Vom mai aștepta un pic și o să vedem cum centrala pleacă. Vedeți că acum este liniște, da? Deci centrala nu afișează nimic, este în modul pauză. Așteptăm... 29 de grade, mai devreme a fost 29,5. Hai să o grăbim un pic ca să nu vă țin prea mult. Îl punem aici frumos lângă ăsta, lângă, lângă geam. Stai că nu, nu se vede din cauza luminii. Ăsta neapărat să-l mutați undeva la, în casă, la nivelul ochilor. Depinde acum câte persoane, cine, doar nu aveți 2 metri. Puneți undeva între 1,60 m, 1,70 m și 1,80 m, cam pe acolo, ca să vă fie lumina ok. El are butonul ăsta, ați văzut că se aprinde, luminează, dar pentru perioadă scurtă. Nu m-am uitat până acum dacă este cumva și pe perioadă mai mare, dar nu văd de ce să fie. Așa că îl montați cât de cât la nivelul umerilor, gâtului, ochilor, da? Ca să, să citiți mai bine, să vă fie mai ușor. Hai că ne-am apropiat la 28 de grade și aici o să scadă mai repede, bănuiesc, temperatura. Și o să auzim cât de curând o să auzim centrala cum pleacă. Uitați, s-a scăzut la 27. Fac treaba asta aici de față cu voi ca să nu credeți că
am făcut ceva înainte, pur și simplu trebuie să mă credeți pe cuvânt. Este a doua oară când pun mâna pe așa ceva. Am schimbat, v-am zis, termostatul, fiindcă prea îmi dădea bătăi de cap. Ori eu nu sunt obișnuit, nu sunt familiarizat cu tehnologia asta, cu aplicația respectivă care o aveam la acel termostat Evo Smart. Este mult mai simplu ăsta și chiar îl recomand. Acum să vedem în casă cum se va descurca pe parcursul zilei, pe perioadele care le-am programat, fiindcă fiecare zi are 4 perioade. Eu am programat între ora 6 dimineața și 12, le-am programat la 23 de grade, după aceea la 12, la 6, 24 de grade. Am făcut treaba asta așa în zile diferite, programe diferite, ca să văd dacă funcționează. Deci nu le-am programat toate la fel. De exemplu, noaptea am zis când nu se umblă, nu se circule, nu se face curent, sunt ușile închise, merge tot pe 23 de grade sau 24, nu mai știu cum am setat-o, s-ar putea tot la 24. Uitați, am ajuns la 25,5 grade. Dar asta las la aprecierea voastră, fiecare programează, le face cum vrea sau pe modul automat, cum vă e mai ușor. Toate detaliile, v-am zis, le regăsiți aici în schiță, fiindcă e în română, o poate înțelege oricine, nu vă trebuie experiență și e păcat. Uitați, 24,5. Hai să vedem cum se sizează. Vedeți că e liniște. Da, o să fac o pauză să nu mai vorbesc, să se audă clar când pornește centrala. Deci, în momentul ăsta nu merge. Sunt curios dacă pornește fix ca data trecută la 24 sau dacă mai durează. Am auzit că unele au o, mă rog, neconcordanță cu un grad, o jumătate de grad. Ia, a ajuns la 23,5 și s-a aprins becul de flacără, da? Dat semnal. S-a auzit și în centrală. Vedeți caloriferul? Și acum s-a auzit. Acum a pornit flacăra, ați văzut-o, da? Uitați ce afișează acum pe ecran aici. Frumos, flacăra. Flacăra în continuare aici pe emițător. Pe emițător, pardon, pe termostat. Și cât timp temperatura va fi sub 24, cât am programat-o eu, centrala va merge. Ca să vedeți acum, să nu las să meargă în continuu, deci la mine văd că este la 45 de grade, o vom urca la 50. Da? I-a dispărut o perioadă acolo flacăra și cu așa, vedeți că acum a rămas setată. Și împreună cu voi aici, ia uitați, a scăzut la 22 de grade, da? 22. O voi lua de aici frumos, îl voi lua termostatul și îl voi duce înapoi în zona călduroasă ca să vedeți cum din nou se oprește centrala când ajunge la 24 de grade. Nu aș vrea să stau prea mult din nou să vă țin, așa că o să mă duc aici deasupra. Am undeva la 50 de centimetri de la 60 de centimetri de la flacără, ca să grăbim un pic toată treaba. Scuzați dezordinea de la mine din bucătărie, asta e, nu am vrut să fac să se înțeleagă altceva, pur și simplu. Asta este, suntem o familie de oameni modești și nu stăm să nu facem treaba asta în mod regulat. Hai că uite, crește temperatura ușor, ușor, așa, 23,5 și să vedem la cât se oprește. Deci centrala funcționează, da? Se aude.
Am ajuns la 28 de grade. Bine, aici i-am făcut eu prea repede, că am apropiat-o un pic. Da? O să-l pun aici sus. Și în momentul ăsta a dispărut flacăra. Da? Și a dispărut și de pe centrală. Și cam asta este, domnilor. Acum, na, i-am grăbit-o prea mult, fiindcă am apropiat-o totuși de flacără și trebuie să înțelegeți că am făcut-o doar așa ca să nu mai stăm să pierdem vremea, dar ați înțeles despre ce e vorba. Eu sunt încântat deocamdată de ce știe să facă drăcia asta mică, este simplă, este la îndemâna oricui. Am dat, vă repet, am dat pe ea 200 oblei de la Leroy Merlin, firma Recomer. N-am legătură nici cu Leroy Merlin, nici cu firma asta Recomer. Îmi place foarte mult că este schița în limba română și toată lumea o poate înțelege. Nu vă trebuie carte, decât puțin atenție. Atenție înainte să umblați la ce aveți de făcut. Scoateți centrala din priză, opriți centrala din buton. Mă rog, de fapt invers. Opriți centrala, scoateți din priză, iar pe aceea repetați. Cam atâtea, domnilor. Dacă v-a plăcut, dați o distribuire, lăsați un comentariu dacă ați mai avut și voi modelul ăsta de termostat, cum funcționează la voi și dacă v-ați descurcat. Mulțumesc prietenul meu, George, fiindcă mi-a dat așa un ajutor și m-a învățat, mi-a spus despre cum trebuie să leg și să fiu foarte atent când leg aici înăuntru nemițător acele contacte de care vă spuneam. Mersi frumos, George. Am zis să ajut și eu mai departe. De asta am făcut videoclipul ăsta. Doamne ajută, sănătate, toate bune. Sărbători fericite, că vin sărbătorile peste noi.